Salutare, dragii mei prieteni, sunt arestat la domiciliu, nu mai am ce face cu mașina, așa că va fi pusă la vânzare la Plus Auto, da? Un S-Class, atenție, nu comparați cu orice S-Class, da? Sunt câteva în România, e business class. Deci business class, nu comparați cu alte modele, vă rog mult de tot. Așa. Pentru hateri am schimbat și bara, că știți că am făcut eu o provocare pe TikTok, am schimbat și bara, a venit bară nouă, nouță, țiplă, direct din reprezentanță, da? Mașina încă e în garanție, uitați-vă că încă e folia pe ea, da? Și așa cum am spus, nu comparați cu orice S-Class, aici e vorba despre un business class, da? Așa că vă rog, nu comparați cu alte modele, vă rog din suflet, să vă bucurați de ea și din bare liniștită, în cea mai mare siguranță și la mare confort. Tocmai ce am primit în momentul de față un S-Class, cum nu am mai văzut până acum, și primul lucru la care vreau să ne uităm este această culoare la exterior, pentru că chiar are o culoare specială. Este un gri albăstru, așa antracit, am putea să-i spunem, și e complet diferită față de un negru normal pe care îl vezi în fiecare zi. În plus de asta, jantele acestea spițate mi se pare că arată cel mai bine pe un S-Class. Este varianta lungă și vreau să ne uităm un pic și la interior, pentru că avem un interior deosebit. Când vine vorba de interior, interiorul acesta mi se pare că arată extraordinar. Adică uitați-vă un pic pielea bej, cuțătură coață neagră, interior individual oarecum, lemnul acesta pe bord, bordul îmblăcat în piele, controale aici, tot felul de chestii, sistemul audio Burmester, tableta aceasta uriașă împreună cu panoul de comandă central și ultimul, dar nu cel din urmă, volanul în șase spițe, care arată extraordinar pe un Mercedes, adică cel mai frumos volan pe care îl poți vedea. Hai să aruncăm o privire și în partea din spate. Dar până la urmă, adevăratul motiv pentru care ți-ai un S-Class este că vrei să stai în partea din spate ca un adevărat boss și bineînțeles că această mașină are scaunul VIP, în plus de asta e panoramă care poate fi controlată în partea din spate. Ecranele acestea unde poți să spui ceva un YouTube în timp ce te uiți la Plus Auto Show, spre exemplu. Aici avem un locaș unde avem de asemenea telefon, tabletă care poate fi ridicată și folosită chiar de aici. Așa arată tableta în momentul în care vrei să o iei de aici. Este o tabletă de la Samsung, văd, care vine impecabil chiar aici în locașul ei. În plus de asta, perdeluțe, tot felul de perdeluțe pe care le putem coborâ astfel încât să nu fii deranjat de lumina razelor solare și așa mai departe. Nu știu ce poți să vrei mai mult decât atât. Îți spun doar că această mașină este disponibilă la vânzare în momentul de față. Este un 2022 și are vreo 57.000 de kilometri. Iar în cazul în care vrei să o vezi mai multe detalii despre ea, o găsești pe site-ul nostru pe plus-auto.ro și de asemenea, bineînțeles, link în descriere. După cum vedeți, în partea din spate avem și suportul acela unde îți poți pune piciorul ca să poți să stai întins, pentru că scaunul se rabatează pe spate și efectiv poți să-ți faci un pat.